Operațiunea găsește rezerva de gustări a mamei e în plină desfășurare. Wow, Wendy! Ia uite! Alea sunt bezele uriașe. Arată ireal. Nu pot să mai aștept. Nu cred. Nu știi ce e aia să împarți? Ești atât de zgârcită. Of, bine, o să-mi iau o bucată. Ce zici de treaba asta? Și eu pot să fac la fel. Ce-i aia? N-avem timp de pierdut. Cât tot poate să-mi încapă în burtică? Eu zic că încă mai am loc. Nu lua toate bezelele. Ai mai multă glazură decât mine. Ești atât de egoistă. Bătaie cu tort. Oh, fetelor, ați mâncat celălalt tort? Nu-l meritați pe ăsta. Sau măcar puteți să-l mâncați frumos. Aveți nevoie doar de o cană ca să luați porția perfectă. Poftă mare, fetelor! Vă promit că porțiile au aceeași dimensiune. Ești cea mai bună mamă din lume! Fac orice pentru fetele mele dragi! O să-mi pun desenul ăsta în camera mea. Chiar ți se face foame de la desenat? Îmi chiorțe groaznic stomacul. Mamă? Știu la ce te gândești. Ce bun! E cu afine? A venit la fix, mersi! Te iubesc, mamă! De ce viața de mamă e atât de complicată? Ceva miroase bine aici! Hei, mamă! Mamă, mamă, mamă! Ai venit să-ți mai dau unul, presupun? Poftim, scumpo, poftă mare! Ce-a fost aia? Wendy! Ce e în neregulă cu chestia asta? Nu cabe! E gol! Mamă, vreau încă unul! Devine ridicolă situația asta, dar cred că știu cum pot să rezolv problema. Chiar jonglez! Mami? Da? Mi-e fomiță! Mă gândeam eu! Norocul tău e că am venit pregătită! Chestia asta îți dă înghițiturile perfecte! Dă-mi! Wow! Mersi, mami! Delicios! Foarte frumos, puiule! Joacă-te în continuare! Îmi plac și ursuleții gumați! Sunt moi! Mi s-a rupt popitul! Mami! E ok! Du-te să-ți iei altul cu care să te joci! Excelent! E timpul să mănânc! Oare cine mă sună? Bună! Ce mai faci? Ai văzut ultimul episod? Știu! Nici mie nu mi-a venit să cred că a ales-o pe ea! Trebuie să-mi reîncălzesc mâncarea! O să-mi bag farfuria la microunde! Știu! Episodul de săptămâna următoare pare să fie la fel de bun! Mami, unde sunt ursuleții gumați? Nu vreau să mănânc mâncarea ta scârboasă! Nu, nu, nu! Am băgat farfuria greșită la microunde! Ursuleții mei gumați! Oh, nu! S-au topit! E un dezastru gumat! Le-ai distrus! Jeleurile mele! Stai! Cred că știu cum să salvez situația! O să așez farfuria asta și apoi o să bag un bețișor în jeleurile topite! O să bag mai multe de jur împrejur! Acum le dau o formă și le las să se usuce! Au ieșit grozav! Dragule, nu mai plânge și ia chestia asta! Oh, wow! O acadea! Delicioasă! Are același gust ca jeleurile mele preferate! Mersi, mamă! Ești cea mai tare! Gătești, domnule ursuleț? Mersi, mamă! Sau poate că nu! Chestia aia pare că ar trebui să ajungă în toaletă! Poftim, mănânc-o tu! Vei să o termin pe toată? Îți place? Miki, ai irosit toată supa aia? Ursulețul a vrut-o! Gata!
asta e doar pentru gurița ta! Bleh! O să-ți placă, promit! Ah, da? Nu cred! Mult mai bine! Ai terminat? Ce fetiță cu minte am! Aoleu! Ce naiba? Mama asta o să cadă! Uf! Mami? Hrănești podeaua cu supa mea, a? Ai intrat în bucluc, domnișoară! Nu te uita așa la mine! Am zis să nu te uiți așa! Nu mă pot abține! Se pare că trebuie să te descurci cu asta! Ce e în neregulă cu asta? Eh, nu mai poți să înverși mâncarea, nu-i așa? Ciudat! Se pare că supa asta nu pleacă nicăieri! Se pare că trebuie să o mănânci! Alertă de mamă genială! Hei, pun pariu că pot să fac o omletă cu astea! Ta-dam! O, da, cu asta? Încă un ou vine imediat! Of, mai am o singură șansă! Scumpule, nu! Lasă băta! Ok, vezi oul ăsta? Coșile rămân în afara tigăii! Repetiția este mama învățăturii! Timpuiule, tortul ăsta e pentru tine! Doar nu vreau glazură de vanilie! Mi-e atât de sete! Se pare că e timpul să umplem cana! Of, haide! Doamne! Mamă! Am nevoie de ajutor! Apasă mai tare, draga mea! E mai bine? Ce fetiță însetată! Chiar aveam nevoie de asta! Mai multă, te rog! Bine! Ține-ți cănuța! Cum folosești tu mai bine chestia asta? Wow! E atât de drăguță! Și e doar a mea! Să o umplem! E ca un dozator adevărat de apă! Mersi, mamă! Cu plăcere! În sfârșit, înapoi pe tărâmul fantastic! În regulă, sunteți gata să faceți mișcare? Poftim! Așa, pentru a avea succes trebuie să aveți mușchii antrenați! Asta nu e oră de matematică? Ce ridicol! Stai puțin, ne gândim amândoi la același lucru? Am așteptat toată ziua momentul perfect pentru gustarea asta? Poftim, mănâncă ceva dulce? Nu știu că nu avem voie cu mâncare la oră? Fault! Fault la oră! Ce? Nu, desertul meu! Dacă ai nevoie de o gustare pentru a fi în formă maximă, atunci alege una sănătoasă. Una pentru tine, una pentru tine și alta pentru tine în spate. Nu cred! Am primit o portocală gratis! Am nevoie de spațiu ca să o mănânc. De ce se comportă așa ciudat? Acum o să-mi tai portocala. Fix așa în două. Perfect! Acum o să-mi scot storcătorul portabil. Și o să încep să o storc. Super! Oh, am o super idee! N-am nevoie de portocala asta! O să folosesc coaja rămasă de la jumătatea asta! Poftim? Așa, am coaja asta de portocală golită de pulpă și un baton de ciocolată! Pasul următor e să topesc toată ciocolata asta delicioasă! E foarte bună și când e topită, iar acum o pot turna direct în coaja de portocală! Aromele de ciocolată și portocală merg foarte bine împreună! O să dau 2 minute la cuptorul cu microunde! Voilà! Acum poate fi mâncată! Cu o linguriță, evident! Ia să o gust! Ce bună e! Mai vreau! Vreau și eu să o gust! Chiar că e bună! Mușchii vă mențin corpul puternic și aveți nevoie de asta în viață! Se pare că acum continuăm ora de matematică. O să revin la calculele mele matematice. Oh, ce... Mami? Da, scumpo? Oh! Super câteva coșuri, mamă! Au apărut din cauza că mănânci dulciuri! Păi, care era regula noastră despre mâncatul dulciurilor la micul dejun? Mă așteptam la altceva din partea ta! Și nu-ți mai scărpina coșurile alea! Poate că am ceva care o să te ajute! Ouăle mele? Știu ce trebuie să fac! Copilul tău are doar dulciuri în cap? Imită gustarea lui preferată cu alimente pentru micul dejun! Toarnă albușurile în formă!
și acoperele așa. Ia uite ce forme simpatice! Apoi pune-le pe aragaz. 15 minute sunt suficiente. După ce s-au răcit nițel, scoate capacele. Acum trebuie doar să torni gălbenușurile acolo. Perfect! Nu-i așa că arată senzațional? Ultima! Apoi pune iar capacele. Și mai fierbele încă 15 minute. Apoi o să obții asta. După ce ai pus-o pe tocător, feliază-o ca să se vadă formele astea. Apoi înfigi-o într-un bețișor de frigăruie. Acadele la micul dejun! Ok, poftă mare, scumpo! Acadeaua asta e mult mai bună pentru tine! E bună! Și mama a dat iar lovitura! Și acum recompensa mea! Cum se scrie cuvântul Pangea? Sunt mai interesată de prânz, sincer! Știu ce-mi poate potoli foamea până atunci! E plin doar de ambalaje! Eu și pofta mea de mâncare! Se pare că trebuie să aștept! Sau aș putea da atacul în proviziile mele secrete! Mi-ai salvat viața! Salut, sandvișule! Oh, și pe ăsta l-am mâncat! Deja e ridicol! Nu să mă satur cu astea! Acum chiar mi s-a făcut foame! Stai așa! Oare astea mai sunt bune? Au fost bune inițial! Ce naiba face Rosie? Ce e în capul meu? Foamea mi-a încețoșat creierul! Dar vremurile disperate necesită măsuri disperate! Vino încoace, micuțule! Te rog, nu mă omorâ! E doar un fleac! Hei, Rosie? Rosie? Nu! Nu mesteca o gumă veche oricât de foame ți-ar fi! Hei! Am nevoie de aia! Eu nu ți-am stricat ție mâncarea! Trebuia doar să mă întrebi! Ăsta o să-ți țină de foame! Pare a fi balsam de buze, dar are gust cu totul altceva! Mai bine încercam guma aia! Ai încredere în mine, bine? Miroase destul de bine, așa că o să iau o guriță! Ce gust bun are! Ce produs cosmetic e ăsta? O să ai nevoie de o bucată de brânză și de un tub gol de balsam de buze! Împinge tubul în bucata de brânză. Astfel, când îl vei scoate, va fi plin de brânză delicioasă. Nu uita să-i pui capacul. E genial! Acum am nevoie doar de biscuiți sărați. Bine că am adus două. Prietenele care mănâncă împreună brânză rămân prietene. Ce gătești acolo, mamă? Oh, alea sunt chipsurile mele preferate? Îmi trebuie gustarea! Oh, da! Așa mai merge! Ce sărat! Ești bine acolo, scumpo! Eu termin aluatul! Și acum o să trec la chestia cea mai tare! E gata? Răbdare! Rețeta asta durează! Atunci o să te ajut să o facem mai repede! Pot să desfac chestia asta? O fac! Nu! Ha? Hei! O să te rănești! De ce nu te ocupi tu mai bine de brânză? Te referi la brânză rasă? Ha! Stai! Dă-mi-l! Bine! Gâtitul nu trebuia să fie distractiv? Ia uite ce cremvurști! Nu o să observe dacă lipsește unul! Ha! Ești al meu! Și mie îmi place carnea feliată și tocată! Mickey! Nu! Lasă fierăstrăul! Eu sunt bucătarul acum! O să-ți placă la nebunie! Mamă! Uite! Poftim? E întreg, vezi?
Stai! Știu o metodă mult mai sigură de a tăia chestia aia. Pune cremvurștiul în interior. Ușurel, e ca o căsuță pentru cremvurști. Și pac! Magie! Perfect! Acum hai să punem bucățelele aici. Pizza asta deja pare delicioasă. Și o să arate și mai bine după ce o să fie gata. Ce zici? Propria noastră pizza de casă! Mmm, nu-i deloc rea, nu-i așa? Hei, ce faci? Wow, asta e pentru mine? Mulțumesc foarte mult! Arată foarte bine și mi-e foarte foame! Ce naiba? M-a mudat complet! Ha, a funcționat! Ți-am făcut o farsă și a fost foarte ușor! Am început cu un balon, pe care l-am umplut evident cu apă. Acum am nevoie de o chiflă de hot dog și de niște ketchup. O să-l torn pe chifla desfăcută. O să pun și niște maioneză. Acum balonul cu apă. Închide chifla și suntem gata de farsă. Toate gustările astea de după școală sunt nasoale. Blea, plictisitoare. Hei, ce-ar fi să căutăm acolo? Mama îl reumple mereu. Vezi? Chestia asta clar nu era aici de dimineață. Hai să anunțăm tortul. Oare cât de felii are? Ai grijă cu el, da? Lingurile sunt pregătite. O să fie grozav. Ce bun a fost, nu-i așa? Stai, e un bilețel sub chestia asta. Tort pentru mama? Ce-am făcut? Poate reușim să facem un alt tort? Oare merg bezelele? Cu ciocolată, cred că da. Pune niște pătrățele de ciocolată în tavă. Apoi adaugă niște bezele uriașe. Și ultimul pas, dar nu cel din urmă, bate nițel tava în cuptor. Pe curând! După ce începe să arate așa, poate fi scoasă din cuptor. Ai grijă, e super fierbinte! Uite ce frumusețe! O să-i placă la nebunie mamei! A ajuns acasă! Bună, scumpule! Ți-ai adus aminte că e ziua mea? Poftim, folosește-l pe ăsta! Mai ce inventiv ești! Un sos de bezele topite! Cald și lipicios! Zici că e un strop de vară în farfurie! Super! Nu ești tu cel mai dulce fiu din lume? Te iubesc! Da! Abia aștept să gust bunătatea asta! E cel mai tare balon de săpun pe care l-am făcut vreodată! Ce baloane de săpun frumoase! Știi ce? Mi-a venit o idee genială! O să fac ceva distractiv cu bombonelele astea! O să le bag un minut la cuptorul cu microunde! Cred că ajunge! Oh, s-au topit! O să le duc înapoi în sufragerie. Ok, am un pai. Sunt gata de experiment. O să bag un capăt într-o bomboană topită. Acum pot sufla în el. Funcționează! Uite ce de baloane dulci! Ce tare! Și partea cea mai bună e că sunt comestibile. Delicios! Poftim? Vreau și eu să mănânc baloane? Ale mele au gust de săpun! Ale tale de ce sunt comestibile? Vai de mine, Leo! Baloanele mele sunt făcute din bomboane, nu din săpun! În regulă! Pare destul de reală! Sper să meargă! O fac! Trebuie să dau dovadă de profesionalism! Bună! Am venit să vizitez pe cineva! Ok, dar știi regulile? Fără produse de machiaj! Știu! Ce să alea? Spune-mi. Sunt doar niște înghețate pe băți. Ok. Par apetisante. Pot să iau una? Unde-mi sunt manierele? Mersi. E delicioasă. Le vrei și pe celelalte? Pot să-i o duc pe asta lui Annie? Da, nu mă mai enerva. Da. Bună. Ia uite ce am. O înghețată pe băț! Nu, n-am mâncat! Uită-te în interiorul ei! Wow!
ușă! E mai tare decât o înghețată pe băț! Încerc și eu să te ajut! Wow! Culoarea asta e grozavă! Mi se potrivește de minune! Ce frumos e azi afară! Hai să stăm aici! Ajută-mă să întind pătura de picnic! Oh, ce pătură frumoasă! Îmi place culoarea și e foarte mare! Așa, acum hai să desfacem bagajele! Uite, am adus un popcorn interesant! Oh, e mov! Super culoare! Popcornul dulce e delicios! Oh, fie cam cald afară! Bine că am adus niște fructe! Un ananas întreg! Și stai liniștit, am adus și un tocător! Excelent! Hai să începem să-l tăiem! Stai! Stai puțin! Unde e? Știu că l-am pus în bagaj! Trebuie să fie pe aici pe undeva! Nu, 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 nu! Nu cred așa ceva! Am făcut o listă completă! Ah, poate te pot ajuta eu! Stai puțin! Aha! Știam că am ceva care ne poate ajuta! Ce e ăla? Un pieptene? Ce să facem cu el? Ok, am altă idee! Poate putem găsi ceva în parc! Poate e ceva sub frunza asta? Nu! Nu-i bai! Poate printre florile sau tufișurile astea? Ce dese sunt! Câh! Sau în florile astea? Ascundeți ceva de mine? Se pare că nu. Alo, copacule? Oh, am căutat peste tot, dar n-am găsit nimic. N-avem ce face. M-am săturat! Ia de aici, ananasule! Ce faci? Nu! Ha? Aoleu! Of, nu-mi vine să cred că am pățit asta! De ce mi-ai luat ananasul? Voiai să zdrobești ananasul? La ce ne-ar ajuta asta? Stai puțin! Uite, o să-i scot frunzele prin răsucire. Ok, a mers! Acum o să-l rulez așa, apăsând puțin. Ok, acum o să-l lovesc de tocător. Ești gata? Cred că pot trage puțin de el și... Da, a mers! Poftim, gustă! Mmm, ce dulce și răcoritor e! Ești genială! E prânzul! Gustoșel, gustoșel! Da, păi, poftim! Atât? Ăsta-i prânzul? Da, mișcă-te! Pleacă de aici! Scuze, scuze! Am venit să-mi iau mâncarea! Deci te bagi în fața altora? Mă rog, oricum nu e problema mea! Of! Ok, acum e rândul meu. Mâncare, te rog. Dă-te din calea mea. Am venit să-mi iau mâncarea. Când vrei tu, n-am toată ziua la dispoziție. Ce? Cum de sare toată coada? Ok, acum e rândul meu. Pune-mi o porție. Cioc, cioc. O să iau eu pe asta. Mersi. Și o să iau și un sandwich de-asta. Cine era aia? Nu cred că lucrează aici. Oh, se pare că nu mai avem. Oh, cred că-ți bați joc de mine. Îl iau pe ăsta. Vai, ce tensionat e filmul ăsta. Stau pe muchie de cuțit. Prinde-l, prinde răufăcătorul. Hai că poți. Nu mai e popcorn? Unde a dispărut? Ah, da, l-am mâncat pe tot. Scuze, stai puțin, o să mai fac. Of, trebuie să-i aduc ceva pun de ronțăit ca să mă revanșez. Așa, unde-i punga cu popcorn? Uite-o, trebuie să o deschid, cred. E cam greu. Ah, e lipicios, o să-l pun în tigaie. Și acum am nevoie de capac. Ok, hai porumbule, transformă-te în popcorn. Ce foame mie! Stai puțin, uite niște bomboane. Ce mult durează să faci popcorn, m-am plictisit. Ok, ia să vedem dacă pot prinde bomboana asta în gură. Ups! Popcornul arată bine. Ce naiba e asta? E o bomboană Skittles? De unde a apărut? A roșit popcornul! Vai de mine! Tot popcornul e roșu ca bomboana Skittles! Nu cred! Ce drăguț arată tigaia asta cu popcorn! Poate ar trebui să-l analizez mai atent. Hei, mai am niște bomboane Skittles aici! Ok, ok, ia să mai încerc o dată. O să adaug niște boabe noi de porumb și niște bomboane delicioase. Apoi o să pun capacul și o să aștept să se facă. Ah, e gata! Și a funcționat! Am obținut o porție de popcorn super colorat! Wow! Nu-mi vine să cred că a mers! O să-l torn în bol și o să mă întorc la film. O să gust unul galben. Arată bine! Hei, m-am întors! Scuze că a durat atâta, dar am mai adus popcorn. Ce-am ratat? Wow, situația e la fel de tensionată. Nu pot să cred că trebuie să intre în tunelul ăla. Arată înfricoșător. Dacă o să-i urmărească cineva, cum mai ies de acolo? Ah, văd că au ieșit din tunel. Asta-i bine. Ce romantic e. Le stă bine împreună. Stai puțin. Cred că glumești.
Iar s-a terminat tot popcornul! Ah, da, bine! O să mai fac o porție! Vai, îmi e atât de foame acum! Vai de mine! Acum e șansa noastră! Ea e cea mai populară fată din școală! Dacă îi place ce-i dăm, poate că o să fim și noi populari! Hei, ai vrea o bucată din ciocolata mea? Ciocolată? Ce plictisitor! Ce zici de ceva sănătos? Am suc și un măr! Nu mănânc fructe! Ai vrea un burger, cartofi prăjiți și o Fanta? Ce? Știi că am grijă de silueta mea! Ok, asta e șansa mea! Sunt ultima! Nu m-a dezamăgit acum lapte și fursecuri? Haide, alege-le pe ale mele! Da, cred că o să iau un fursec! Nu se poate! Ales fursecurile și laptele! Mersi, a fost foarte bun! Da, i-a plăcut fursecul meu! Mă simt mult mai bine acum! Nu pot să cred că m-a ales pe mine azi! Cred că am fost cea mai tare! S-ar putea să fie cea mai bună zi din viața mea! O să păstrez fursecul ăsta pentru totdeauna! N-am mai fost niciodată atât de fericită! Ah, delicios! Ce e marcat în calendar? E ziua surorii mele! Oh, nu, nu, nu! Am uitat complet! Stai așa! Mă descurc eu cumva? Ok, avem niște ouă în frigider. Le pot folosi. În regulă, o să-i fac omletă la micul dejun. E perfect! Ah, la naiba! L-am spart prea rău! Nu-i bai! O să-l bag la loc în tigaie. Oricum fac omletă. Ah, ok, calmează-te! Nu e panică! O să mai încerc o dată cu alte ouă. Bac! Ah, la naiba! Nici acum n-a fost mai bine! Atenție, ouălor! Vreau să vă concentrați! Veniți încoace! Ah, aoleu! Am mâinile alunecoase! Nu, 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 nu cădea! Ah, cred că glumești! La atac, inimioară! Hai că poți! M-am plictisit, nu vreau să mă mai joc cu inimioarele. Ok, domnule ursuleț, hai să călărim un flamingo. Inimioarele ei de jucărie. Sigur m-ar putea ajuta. O să iau una pe furiș. Gata, fugi! Îmi iubesc foarte mult toate jucăriile. Sunt cele mai cuminți jucării din lume. Stai puțin, unde e? Inima mare! Unde mi-e inima mare? Oh, nu, nu, nu! A fost răpită! Oh, da! Asta clar o să mă salveze. O să o pun în tigaie. Ok, trebuie să-l spar cu mare grijă. Da, a funcționat! Trebuie să mă asigur că nu spar gălbenușul. Fiu, ce bine! Hai că poți! Acum am nevoie de gălbenușul ăsta. Ah, nu pot! De ce nu reușesc? Hai odată, gălbenuș idiot! Ce naiba faci aici? Ah, faci omletă! Se cam chinuie. Stai, stai, stai! Oprește-te! Uite, hai să te ajut! Dacă nu poți să spargi un ou cum trebuie, folosește un cuțit și apoi îl poți desface simplu. Vezi? E mult mai ușor! Și acum ai nevoie de niște usturoi și de un tocător. Usturoiul e delicios, nu crezi? Ok, avem nevoie de câțiva căței. Fii atentă! Trebuie doar să freci un cățel de usturoi între degete. Nu înțeleg de ce faci toate astea. Ca să ridici gălbenușul cu degete, trebuie să faci asta. Și acum poți turna albușul în forma de inimioară. Așa, o să las albușurile pe foc puțin, apoi o să pun și gălbenușul. O să iasă super! Ok, ești pregătită pentru mic dejun aniversar? E gata! Voila! La mulți ani! Ești sora mea preferată! Mulțumesc! Abia aștept să-l gust! Cum e? E foarte bun! Oh, bombonele! O să-mi placă! Unde te grăbești așa, scumpule? Știi regulile? Mai întâi trebuie să mănânci terciul ăsta delicios de ovăz! Uf! Nu mănânc chestia asta! Mama pare ocupată! Acum e șansa mea! O să scap de terciul ăsta de ovăz! Locul lui e în coșul de gunoi! Ah, serios? Crede că poate să o păcălească pe mama lui? Știu cum să rezolv treaba asta! Delicios! Acum pot să mănânc niște bomboane! Stai pe loc! Ai uitat ceva? Mănâncă-ți ovăzul! Dar, mamă, chiar trebuie? Da, haide! Sunt prea deștept pentru ea. Pe curând, ovăzule. Bolul ăsta e stricat. Nu se golește. Sunt tare confuz acum. Cum de se întâmplă asta?
O să se golească dacă mănânci terciul de ovăz. E atât de nedrept! Îl mănânc! Fericită! Ce băiat cu minte! Unde e fișa aia pacientului? Frate, sunt lihnită! Mâncarea nu e permisă? Doctorița! Nu-i nimic aici! Întoarce-te! Doar urmez sfaturile medicului! N-am nimic, vedeți? Mâinile? A, sigur! Cum face asta? Cât pe ce? Dar palmele, domnișorico! Palmele mele? Sunt goale, vedeți? Îmi trebuie lentile noi? Doar aveți vedenii, cred! Intră! Oh, nu! Alunecă! Nu! Aia e o... acadea? Pleacă de aici! Să nu uit asta! Copii! Nu eram pregătită pentru asta? Tricoul meu! Oare pot camufla chestia asta? Clar o să meargă! Niște bandă dublu adezivă e tot ce-mi trebuie! Apoi doar lipesc acadeaua asta! E isteață treaba, nu? Chiar arată mișto! Ia să facem un test! Nu așa rapid! Întoarce-te! Vreau să văd sub mânecile alea! Nimic, vedeți? Interesant! Intră atunci! A mers! Ce bine că am purtat tricoul ăsta azi! Gata, am citit destul! Ia să-mi verific agenda! Ia să vedem! Am de făcut tema, adică trebuie să fac un desert! Oh, vai de mine! Am uitat complet că trebuie să fac un desert! Ai uitat să faci un desert, deci iei nota 4 la tema asta! Nu, nu, nu! E îngrozitoare când se supără! Nu pot să iau nota 4! Trebuie să găsesc niște ingrediente pe aici! Dulapurile astea de ce sunt goale? Ah, poate aici jos? Ah, păianjeni? Mi-e frică de păianjeni! Ce naiba mă fac? Trebuie să fac ceva! Nu vreau să nu iau notă de trecere la tema asta! Vai! Da! Sunt salvată! Un amestec de tort! Fiu! M-a salvat garantat! Pot să-l folosesc fără probleme! Te iubesc, amestecule de tort! În regulă, o să mă apuc de treabă! Hmm? Cutia e goală! Glumești? Cine păstrează o cutie goală? Serios acum! Poate găsesc ceva prin fundul dulapului? Stai așa, cred că am găsit ceva! Da! Ah, e zahăr! Ah, zahărule! Sigur o să mă ajut să iau o notă de trecere! În regulă, ești gata? În cratiță cu tine? Încă puțin, cred că e suficient. Acum o să torn și niște apă în cratiță. O să le amestec ca să se omogenizeze. Apoi, după ce dau focul mai tare, trebuie să amestec în continuare ca să nu se ardă. Oh, ce culoare aurie a căpătat! Acum a devenit un sos de caramel închis la culoare. Ce bine miroase! Ok, e perfect. Nu vreau să-l mai țin pe foc. Acum o să torn caramelul ăsta lipicios peste o folie de silicon. O să fac niște cercuri. Gata, două ajung. Fiu, ce ușurare! Acum sigur iau notă de trecere. Ce bine am dormit. Aveam clar nevoie de un pui de somn. Câh, ce e asta? Hei, mi s-au lipit palmele! Ajutor! Le-am deslipit. Ce se întâmplă aici? Ah, mi-a venit o idee genială! Ok, o să întorc bolul ăsta invers. O să mai torn niște caramel peste bol. Și acum că s-a întărit puțin, îl pot modela ca pelut. Dar trebuie să mă mișc rapid înainte să se întărească de tot. Gata, am reușit! Am făcut o sculptură din zahăr! Nu-mi vine să cred ce bine a ieșit! O să-i placă garantat! Sigur o să-mi dea un 10 plus! Da! Ce mult o să-mi placă să iau nota asta! Wow! Arată delicios! Poate dacă ia o guriță... Hei! Oprește-te! Asta-i tema mea! Nu te atinge de ea! Hmm? Tema ta? Scuze, ce să spun?
Mai sunt câteva minute de pauză, ceea ce înseamnă că e momentul să mănânc ceva. Frumos! Am adus și eu niște dulciuri. Nu mi-aș strica deloc o porție de zahăr. Of, nu mai contează. Bună ziua! Puteți strânge gustările? Bine! Dacă trebuie... Sper că v-ați făcut toți temele! Pare preocupată! Am nevoie doar de o guriță! Poftim? Fără mâncare la ore? Doar o admiram! Unde rămăsesem? Cum face Rosie asta? E o metodă genială! Trucul clasic cu mâneca! Asta ar trebui să-mi țină de foame! Eu nu pot face la fel cu brioșa mea! În ce aș putea o ascunde? Oare împeria asta de păr? Cred că ar merge! Ce e? Psst! O să-ți arăt un secret! Te gândești la ce mă gândesc și eu? Clar suntem pe aceeași lungime de undă! De la o parte dinții periei de păr și pune în loc brioșa! Mai ții minte astea? Dacă rupi unul în două și îl înfigi în brioșă, la final vor semăna cu dinții unei perii, vezi? N-o să bănuiască nimic! Deja îmi lasă gura apă! Poftim? Madison? Îmi descălcesc părul, doamna! Vedeți? Oh, cred că am nevoie de ochelari noi! Iar văd brioșe peste tot! Bon appetit! Cine are nevoie de pauze când poți mânca la ore? Bravo, dragă! Ia uite ce de baloane frumoase! Wow! Ți se face foame de la citit? Și e prânzul! Ura! Oare ce bunătăți avem aici? Oh, iaurt! Hei, Jennifer! Ia uite ce am! Ah, delicios! Poftim, micuță! Arată bine! Nu! Ești plin de iaurt, tată! Mustața mea glorioasă! E distrusă! Stai! A mai rămas vreun pic de iaurt? E ok, scumpă, o rezolv eu problema. Stai să șterg iaurtul ăsta mai întâi. Așteaptă! Am o idee! Vrea cineva niște iaurt delicios? Gura mare! Îl strângi puțin și iese! E așa de bun! Nici o problemă, scumpo! Hei, Ellie! Uite! Da, Madison! Am și eu un tub de lipici! Nu! Uite-l fără capac! Ah, lipiciul tău e roșu! Al meu e doar transparent! Nu, Ellie! Uite! Nu e lipici! Pot să scot așa de mult? E așa de elastic și amuzant! Mișto! Aș fi vrut și eu să mă joc cu un slime! Pot să-l întinzi așa de subțire? E timpul să ronțăim! Iu! Ai mâncat slime-ul? Delicios! Madison, nu mai mânca! O să te îmbolnăvești! Nu te teme, Ellie! Nu e slime! Uite! Am luat un tub de lipici și am scos tot lipiciul! Perfect! Nu mai e lipici! Acum, niște ursuleți gumați o să-i topesc cu uscătorul meu de păr! Oh! Încep să se moaie! Ce distractiv e! Ok, acum vine pasul următor! Am nevoie de tubul de lipici și de jeleurile topite! E timpul să turnăm! Oh, e ca o bilă mare! Umple-l până sus! Gata! Acum capacul! Pare un lipici obișnuit! Uite, Madison! I-am făcut unul! Ia uite ce umplutură elastică și gumată! Privește!
Oprește-mă cum o strâng printre degete! E timpul să mănânc! Hei, hai să le unim! Cred că o să se întindă la nesfârșit. Să luăm o gură! Ce se întâmplă acolo? Ah, nimic! E doar lipiciul nostru! Lipici? N-are niciun sens! Ups! Nu pot să cred că fetița mea crește așa de repede! Sper să-i placă ce cadou i-am luat! Așa, să nu uite tortul aniversar! Ia uite-l! E efectiv perfect! L-aș putea mânca pe tot! O, nu! Ce-a fost aia? Nu! Am strivit lumânarea! E ruptă! Nu pot să pun așa ceva pe tort! Ce mă fac? Poate că jeleul ăsta o să mă înveselească! Stai puțin! Ăsta seamănă cu 5! Mi-a venit o idee! Cred că știu ce să fac! Merită să încerc! Ia un șarpe din jeleu și folosește un creion 3D ca să desenezi pe el. Creează mici spirale de plastic pe șarpele din jeleu. Continuă de-a lungul jeleului. Desenează pe plastic construind treptat. Șarpele din jeleu e pe post de șablon. La final o să obții ceva care arată așa. Ridică cinciul de pe șarpele din jeleu. E gata să ajungă pe tort. Oh, wow! Ce frumos e! Pune-ți o dorință, draga mea! Da! La mulți ani! Wow! E pentru mine? Mult îmi plac chipsurile! Sunt gustarea mea preferată! Și îmi plac chipsurile de toate felurile! Și astea, și astea, și astea! Ce faci acolo? Ah, iar mănâncă prea multe chipsuri! Hazel, scumpa mea, ce zici dacă în loc de chipsuri ai mânca niște legume? Nu vreau! Sunt grețoase! Hai să încerci! Atenție la morcov! Nu? Poate am altceva de mâncare pe aici! Ce zici de niște pâine? Nu! Ah, super! A căzut în punga de chipsuri! Acum singura soluție e un sandwich cu chipsuri! Pâine, chipsuri, evident! Și iar pâine! Voilà! Acum ce face? Ah, mănâncă și altceva, dar numai în combinație cu chipsuri! Mi-a venit o idee genială! Ok, am o pungă cu chipsuri și un ou! O să sparg ouul direct în pungă! De fapt, am nevoie de 2 ouă și de niște legume! De data asta am tăiat cubulețe niște ardei grași! Să nu uite șuncă și brânză! Ok, cred că ajunge! Acum trebuie să pun pe foc oala asta cu apă până se apropie de punctul de fierbere. E gata! Deci pot adăuga înăuntru punga de chipsuri. Gata! Cred că ajunge! Acum o să pun conținutul pe o farfurie. Voilà! Parcă ar fi o frittata! Sau o omletă! Hazel, poftim gusto! Sigur o să-ți placă! Miroase a chipsuri! Oh, uite! Un chips mic de tot! E bun și sărat! Mersi, tati! A fost delicioasă! Poftim? Glumești? Wow, arăt bine! Urmăritorii mei o să adore asta! Vai de mine! Chris, uite-te la clipul ăsta! Oh! Salut, partenere! Iha, o gogoașă! Woohoo! Clar pot să obțin și eu vizualizările alea! Trebuie doar să-mi vin o idee! Știu! Îmi trebuie niște recuzită! O să devin virală! Unde sunt ochelarii? Ah, uite-i, mamă! Mersi, scumpule! Ah, ce-au pățit? Nu pot să-i port pe ăștia? Nu o să mai fiu niciodată un influencer! Stai puțin! Cred că mi-a venit o idee! Dacă ochelarii tăi au avut și zile mai bune, uite un mic sfat! Aplică un strat de ojă pe marginile lentilelor. Încearcă să dai uniform ca să ai aceeași grosime peste tot. Uite așa! În continuare, folosește o pensulă subțire ca să adaugi niște detalii cu vopsea albă. Pictează niște dungulițe pe deasupra ojei. Fă la fel cu niște vopsea albastră și galbenă. Ochelari de soare cu gogoș? Super! Arată bine! Chris, scumpule, poți să fii cameramanul meu? Oh, da! Vezi să-mi surprinzi latura bună? Wow, mamă, ești așa de populară! E grozav! Nu se poate! Nu
nu-i corect! Proaspete, ce bine miros! Eu am adus carnea, hai să ne apucăm de treabă! Spatula e pregătită! Și grătarul la fel! Ok, pare suficientă carne, hai să trecem la treabă! Hei, hei, Leo, stai puțin! E mult prea multă! Ups! Ok, ai dreptate, nu-i bai, știu ce-am de făcut! Serios? Nu prea pare! Nu te îngrijora! Vezi? E mult mai bine, nu? Nu vine să cred ce-ai făcut! Ok, ai dreptate, nu arată prea bine, mai am nevoie de ceva! Problema e că nu am pe cap boneta de șef! Asta era problema? Serios? Mi-am pus și mănușile și de data asta sunt gata să fac treaba cum trebuie! Ok, am încredere în tine, Leo! Uite ce de carne tocată! Poftim! Nu, Leo, tot nu e bine! Stai! Trebuie să mai masez carnea! Crezi? Dar e deja tocată! Așa! Acum are formă perfectă! De franzelă! Leo, uite ce formă au chiflele! Ce formă au chiflele? Știu să fac doar carne de burger uriașă sau în formă de franzelă! Wow! Ne uităm la același lucru? Ce face doamna aia acolo? Are miere congelată! Nu cred! Uite cum iese din sticlă! Și acum o mănâncă! A apăsat pe sticlă și a scos forma perfectă! Leo, asta e soluția? Hai să încercăm! Ok! Am o sticlă și i-am tăiat vârful pentru a o umple mai ușor. Acum o să pun puțină carne în vârf fix așa. O să umplu tot vârful cu carne tocată. Acum o să le întorc invers și o să-l pun peste partea de jos a sticlei. Și înainte de a continua, o să înfig o frigăruie de lemn în mijloc. Și acum pot apăsa pe vârf pentru a scoate carnea. Uite, funcționează! Acum carnea poate fi gătită. O să pun pe grătar. Mai fă și tu câteva? Wow, munca în echipă e super eficientă! Ne pricepem de minune la asta! Vai de mine! Ia uite ce comoară am! Colecția mea de scoici prețioase! Sunt uimitoare! Mi s-a făcut foame! Dar ce pot mânca? Trebuie să mă gândesc la ceva! Unde e mama? Stai puțin! Dacă nu e mama, înseamnă că pot să prăvuiesc frigiderul! Mama nu o să știe niciodată! Wow! Unde e toată mâncarea? Nu! Magneții mamei! O să fie atât de nervoasă! Trebuie să rezolv treaba asta! Dar cum? Stai puțin! Scoicile mele o să fie utile! Sunt un geniu! Lipește un magnet pe o piatră. Asigură-te că stă bine. Apoi începe să decorezi piatra. O acoperim pe asta cu vopsea albă. Acoperă întreaga piatră cu vopsea. De fapt, e chiar relaxant. Nu rata nicio zonă. Așteaptă să se usuce vopseaua. Apoi folosește vopsea galbenă ca să creezi un cerc. Și umple-l. Arată ca un ou. Fii cât de creativ vrei! Gata! Sper să nu observe mama! Băiatul meu frumos! A fost cât pe ce? Pizza? Nu se poate! Mersi, mamă! Cald e! Nu mai suport! Ce vantaiul ăsta-i stricat și inutil! M-am săturat! Îmi dau tricoul jos! E prea cald să port tricou! Gata! Și e ud de transpirație! Trebuie să-l storc! Așa! Wow, ce mult a curs! Nu mă îmbrac tot cu tricoul ăsta! Am nevoie de un tricou curat! Ăsta-i perfect! Eu nu-mi pot schimba tricoul atât de ușor, deci mor de cald! Hei! Mini-ventilatorul meu în formă de floare! Hai, Floricico, am nevoie de ajutorul tău! Nu e corect! Cred că-i stricat! Nu mai pot de cald! Am nevoie de niște gheață! Da, perfect! O să tai un cup de gheață și o să mi-l pun la tâmplă fix așa! Ce rece e! Dar am nevoie de el ca să mă răcoresc! Dă-o încoace! Telecomanda stă mereu pe mine! Leo, oprește-te! Am luat-o prima, deci eu aleg la ce ne uităm! Da! Îmi place misiunea asta! Bună alegere, Hazel! Da! Știi ce? Aș mânca ceva dulce! O să dau atacul în cutia mea cu ciocolată! Ce de bunătăți! Serios? Ai o ciocolată întreagă? Ce misiune bună! E printre preferatele mele! Nu! Ciocolata s-a topit complet! Ce față ai! Dă-mi și mie niște ciocolată! Îmi place ciocolata topită și asta arată delicios!
Da, e chiar bună ciocolata asta. E delicioasă. Hei, stai puțin, am un bol plin cu gheață. Hazel, știi la ce mă gândesc? Ok, am bolul cu apă și gheață și ciocolata topită. O să tai colțul ambalajului ca să o pot scoate. Așa, o torn direct pe gheață. Am făcut un cer din ciocolată. O să dau cu niște linguri de apă rece deasupra pentru a o întări. Ok, cred că e gata. O să mai fac una. De data asta o să fac altă formă. Super! Un triunghi perfect! Acum o să răcesc la fel. Cred că ajunge. Ia să verific. Da! Oh, Hazel, ce bine arată! Ce deștepți suntem! Ia să vedem, triunghiule, în gură cu tine! Cred că inelele de ciocolată sunt mai bune ca tabletele de ciocolată! Ce bun a fost! Mersi că mi-ai dat și mie, Hazel! Tainiș, nu mai bea sucul ăla! Ai întârziat la școală! Mamă! Mergi la școală ca să înveți, nu ca să arăți bine! Uite-ți ghiozdanul! Acum pleacă! Chiar trebuie! Vai! Uite ce vreme e! O furtună! Da! Adio, școală! Frumoasă încercare! Stai puțin! Am nevoie de perdeaua de la duș! Învinge vremea cu un poncio făcut de tine! Împăturește o perdea de duș într-un triunghi și apoi decupează vârful! Ai grijă să fie ascuțită foarfeca! Perfect! Apoi ia două bucăți pătrate de material și pune-le una peste alta. Pune o bucată de hârtie de copt pe o margine și lipește-le cu o placă de păr. Acum ești pregătit pentru orice vreme! Serios? Ești simpatic! Acum grăbește-te, nu vrei să ratezi orele? Mă simt ridicol! Pentru cina! Nu e ușor deloc! Hei, stai așa! De ce să fac asta singur când am doi copii care m-ar putea ajuta? Hazel, vezi cartofii ăștia de pe masă? Trebuie curățați toți! Deci te rog să treci la treabă dacă vrei să ai ce mânca la cină! De ce îmi dă mereu mie de făcut ceva în bucătărie? Aoleu, n-aș vrea să fiu în locul tău! Asta nici măcar nu e un instrument de decoșit! E o pensetă! Nu pot face nimic cu ea! Nu, m-am săturat! Nu merge! Leo, încearcă și tu! Poftim! Serios? Ok, bine, o să încerc! Nu, nu funcționează! Poftim, Hazel, ia-l înapoi! Tata te-a rugat pe tine să te ocupi! Dar, cum aș putea face asta? Nu, ia-l înapoi! Iar? Dar am încercat deja! Nu merge! Vezi? Ți-am spus că nu pot să-l curăț! Ia-l înapoi, Hazel! Nu, nu vreau! Curăță-l tu! Oh, nu! Am scăpat cartoful și lama de ras! Hazel, stai! Ia uite, putem folosi caserola asta! O să-i pun capacul și o să o agit bine! Sigur o să funcționeze! Trebuie doar să o agit cât de tare pot! Fiu, ce greu a fost! Ok, ia să vedem! Da, a funcționat! Nu-mi vine să cred! Adică, eram sigur că o să meargă! Uite, vezi? S-a curățat perfect! Ai dreptate! Hai să-i curățăm pe toți așa! Poate o să ne dea mai mulți bani de buzunar! Ok, bună idee, Hazel! Dar trebuie să lucrăm eficient! Avem nevoie de un vas mai mare! O să-i vărs în găleata asta! Și acum avem nevoie de lama de ras norocoasă! Ok, am pregătit totul! Acum trebuie să o agităm foarte bine! Sunt gata, Leo! Hai să începem! Agit-o cât de tare poți, Hazel! Mai tare! Ok, oprește-te! Cred că a fost suficient! Ah, vine tata! Ce-i asta? Ați curățat cartofii cum v-am rugat? Ia să vedem! Wow, chiar ați curățat toți cartofii! Bravo, copii! Eram sigur că o să vă descurcați! Super! L-am impresionat! Tu cum ai... Știu! Ce zici? O reducere la scule? Tati, uită-te la tabloul meu! E grozav, micuțo! Stai, ce ai pe bluză? Am testat vopselele pe mine! Mama ta o să fie atât de nervoasă! Vă las singur eu după amiază și uite ce se întâmplă! Scuze! E vina mea! Fii blândă cu ea! Nu pot să las să se întâmple asta! Hai să schimbăm bluza aia, fără vopsele pe haine, bine? Ok, tati! Arta e distractivă! Oh, uite-te la ea, micuța mea Picasso! Uite, tati! Oh, haide, măi! Ups! E timpul să gândesc creativ! Cred că știu ce să fac! Poftim, propriul tău șorț! Mersi, tati! Aha, stai puțin!
Ok, Jennifer, arată-mi pictura. Wow, e frumoasă! O pune pe perete. Și nu te-ai mai murdărit! Da, cartofii de coajă! Spune-ne într-un comentariu și nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi. Dă-ne like și abonează-te la canalul nostru pentru a nu rata distracția.